M-am născut în câmpia Bărăganului, într-un sat, în centrul Bărăganului, care se numește Colilia. Colilia înseamnă alb, imaculat. M-am născut iarna, în preajma anului nou, când câmpul era plin de zăpadă. Acest alb a devenit o obsesie pentru mine toată viața. Apucându-mă de sculptură, o profesie pe care mi-am dorit-o de când eram mic, de la clasa întâia, am dorit să fac această profesie. Când am văzut prima sculptură, un portret în bronz, în fața școlii. Eu m-am născut cu fata Morgana în ochi, de când eram copil, și am avut întotdeauna o stare de visare în fața ei. Stăteam ore în șir și o priveam. M-a preocupat și, să zic așa, o statuie ecvestră cu o tematică religioasă, dar care este simbolul armatei noastre române, Sfântul Gheorghe, ucigând balaurul. În activitatea mea artistică, cred că se observă preferința pentru alb, preferând materialul de culoare albă, marmura, pe care am lucrat-o aproape toată viața și chiar dacă am lucrat lemnul, când am avut o idee mai târziu religioasă, îngerii și personajele respective le-am văzut tot albe. Am realizat două monumente între timp. Ștefan cel Mare, la Bacău, și Mihai Viteazu, care se află la Târgoviște. Mi-am ales activitatea mea legată de această problemă, personalități istorice care am considerat eu că sunt mai importante în istoria noastră. De mic copil am avut norocul să mă întâlnesc cu artele plastice, în speță sculptura, având în vedere că tatăl meu este sculptor. Crescând, am descoperit că am și eu talent către sculptură și
De aici n-a fost prea greu de urmat această cale, fiindcă am avut parte de sprijin din partea părinților. Acum, în ultimii ani, simt nevoia de culoare în sculptura mea. Și ultimele mele lucrări sunt făcute din material tot marmură, tot piatră, tot, dar colorate. Nu-i deloc ușor să fii soția unui sculptor. Este chiar foarte greu. Dar a avut norocul să am încredere în ceea ce face. Pasiunea lui, talentul lui, devotamentul lui față de sculptură m-a determinat să-l ajut, să-l sprijin. Altfel, cred că ar fi fost foarte greu. Și mai greu. Mâinile vorbesc când lucrez, când bat la piatră, când șlefuiesc, când... atunci trebuie să vorbească mâinile. Sunt un tip sensibil, nu-ți dă piatră, mă. Fac piatră. Nu știu cât de bine le-am realizat. Las privitorii să aprecieze. Eu m-am străduit, toată viața mea m-am străduit și am năzuit către perfecțiune.